Bună seara, eu sunt Radu Almoșan, mă știți de la Boschito. Înainte de Boschito, tot Radu Almoșan eram. Cu o mare dragoste pentru muzică. M-am gândit mult despre ce să vorbesc. Eșecul a fost un tovarăș de-al meu de când eram puștean, ne-am ținut de mână și am trecut prin multe împreună. Deja de pe la 7 ani am încercat să particip la o emisiune de asta, de talent show. Pe vremea aia se chema Tip Top Mini Top. Și jurizarea de acolo mi-a spus că nu am voce absolut deloc. Nu i-am crezut, iubeam prea mult muzica. Am mers mai departe, am început să cânt, să studiez. Profesorul de chitară mi-a zis că nu prea am talent. Am mers mai departe. Profesoara de canto s-a supărat la un moment dat pe mine și a zis că nu mă mai primește la ore. Am mers mai departe. Începuturile formației Boschito au fost austere. Eram foarte săraci cu toții. Dar nu vreau să vorbesc despre asta și nu vreau să vorbesc nici despre ce am făcut în America. Nu vreau să vorbesc nici despre relațiile mele eșuate, căsnicii și alte mai lucruri de genul ăsta. Nu vreau să vorbesc nici de eșecul din seara asta, când am venit aici la această conferință, fără să știu exact despre ceea ce vreau să vorbesc. Dar am un fir roșu. Și am stat în dimineața asta și m-am uitat la niște casete VHS cu mine copil și mi-am dat seama care a fost momentul de răscruce în care... de care a trebuit să trec ca să ajung aici. Celelalte eșecuri nu m-au demontat niciodată, dar cel pe care o să vi-l povestesc acum era cât pe ce să mă omoare, cel puțin din punct de vedere artistic. Și atunci o să mergem înapoi, undeva în luna septembrie, anului 1997. Eu aveam 16 ani, începusem să cânt, și alături de niște prieteni cu mult mai multă experiență, instrumentiști, am tras un album. Contextul era de așa natură că atunci la modă erau formații dance, era o explozie de muzică dance, cu, dacă vă amintiți, cu K1, cu România, cu Genius. Și eu m-am încăpățânat tocmai din pricina acestei iubiri pentru muzică, să fac un album cu instrumente, cu chitare, cu bas, cu tobe. Am muncit câteva luni, oamenii au tras, am făcut niște piese extraordinare. E o primă variantă pe albumul acela la piesa Două mâini, pe care poate o știți și dumneavoastră. L-am lansat și am fost foarte entuziasmat când am aflat că am un concert. La mine în Brașov, mă invitaseră să cânt într-un loc care se numește Parcul Trandafirilor, în Răcădău. Răcădău este un cartier unde vin urșii să mănânce din gunoaie. Deja mă vedeam Axl Rose pe scenă. Și am spus că este imposibil cu piesele alea superbe să nu am succes. Nu se poate. A cântat o trupă de dans înainte. Au avut succes. Și după aia m-au invitat pe mine. Am început să cânt și mi-amintesc cu acuratețe pentru că am văzut filmarea în dimineața asta. Nu m-am uitat în 25 de ani la ea. Stăteam cu chitara în mână și am simțit că ceva nu e în regulă. Ceva mă tot mângâie pe la păr, ceva se întâmplă. Până la urmă mi-am dat seama că sunt niște proiectile, dar nu puteam să realizez despre ce este vorba, pentru că, ca și acum, aveam niște reflectoare în față. Până la urmă am văzut că un tehnic din spate culege ceva și așa, între versuri, m-am întors la el și am zis, bă, ce-i aia? Și mi-a zis, sunt monede, prietene.
Acum voi nu mai știți, dar pe vremea aia erau niște monede de 100 de lei, grele. Și am văzut că primele rânduri au început să huiduie și să arunce cu monede. Și nu voiau să se comporte cu mine cum se comportă unii la țanca uraganul, ci să mă recompenseze cu monede pentru ceea ce făceam, ci pur și simplu că nu le plăcea. La un moment dat, în chitară s-a izbit ceva foarte puternic. Am văzut că este o piatră. Au început și pietre. La un moment dat, de stativ, se vede și pe filmare, vine o petardă. Bang! Am reușit să duc două piese până la capăt, după care am plecat foarte debusolat. Și poate că vă gândiți că seara respectivă a fost cel mai rău lucru, dar n-a fost. A doua zi la liceu a fost cel mai rău. Pentru că majoritatea colegilor mei au fost în public și au văzut. Aia care erau mai de bun simț și care erau mai buni prieteni cu mine, au trecut peste, s-au făcut că nu a existat incidentul și au zis, na, ce-am avut de învățat la latină? A, ok, bine. Dar majoritatea care știau că eu cânt, și poate că nu prea mă apreciau din punctul ăsta de vedere, au râs. Au făcut un mișto crâncen. Din lăutare nu m-au scos vreo jumătate de an. Multe alte apelative pe care nu este potrivit să le spun aici. Și în momentul ăla am făcut ceva ce nu făcusem niciodată înainte. Oricâte nu-uri mi-am luat, eu totdeauna am crezut că totuși am ceva de spus, în artistic vorbind. Dar atunci, pentru prima oară, am zis, bă, știi ceva? Ăștia au dreptate, frate. Eu chiar nu știu ce caut aici, pentru că nu am talent absolut deloc. Și au dreptate. M-am dus acasă, mi-am luat toate casetele, că atunci era cu casete. Le-am aruncat într-un colț. Am rupt toate posterele de pe pereți și am zis, asta nu este pentru mine. Poate o să fac cliff diving sau orice altceva, dar nu muzică. Și aș vrea să vă spun că am avut perseverența lui Costa sau că am fost așa inteligent și Carmen și am luat decizii analitice, dar nu a fost așa. Am avut noroc de un personaj, acum destul de controversat în muzica brașoveană și nu e treaba mea să spun de ce, dar eu îl iubesc foarte mult, îl cheamă Adrian Tincă, noi îi spunem Coco. Și Coco era basist și vocalist la formația Experimental. Era o formație cu ștate mai vechi de plată din Brașov. Coco m-a sunat, i-am spus că nu cânt, m-am retras. Mi-a propus să fiu vocalistul formației. Am spus că nu mă bag. Nu sunt bun. N-am succes și lumea aruncă cu bani în mine și cu pietre. A zis că știe ce s-a întâmplat și că îmi propune să fac niște repetiții. Că și ei de acum au o vârstă, nu prea mai au chef să cânte nici ei. Și dacă tot au achiziționat, lucru mare pe vremea aia, atâtea scule și atâta echipament, de ce să nu mergem la sala de repetiții să cântăm niște piese? Smart. Am zis bine. Băieții au învățat vreo două, trei piese de la formații de care știau că sunt, îmi plac și că sunt fan. Am început să le cânt cu vocea. Două, trei repetiții. N-a durat mult. Cred că maxim o lună. Și a venit Coco glorios. Avem concert. Zic, Coco, nu cânt. Ba da. Te rog, nu ne lăsa, ne bazăm pe tine. Nu există așa ceva. Vreți să vă luați bătaie? Până la urmă, nu eram aici dacă nu acceptam. Am zis, ok. Piața Sfatului, Brașov. Unde ești, Cătălin, cu paranoia ta? Deci haide să-ți explic ceva.
Când m-am suit pe scenă, îmi tremurau picioarele și aveam impresia că în fața mea sunt toți ăia care au aruncat cu monedele și îi recunoșteam fețele, ei erau. N-am avut așa trac în viața mea. Nu știu cum am cântat prima piesă. Au mai trecut câteva. Când am văzut că nu-mi sparge nimeni capul, am prins curaj. Nu știu ce am făcut, ce am zis, ce am sărit în cap pe acolo să fac impresie, dar cert este că am avut bis. După concert, taică mi-a zis, hai mă, vii cu mașina să te duc acasă. Și eu eram atât de emoționat încât am spus, nu, lasă că merg pe jos. Nu știu, erau câțiva kilometri buni. Și pentru prima oară au venit oameni la mine care să-mi ceară autograf. Și m-am dus la liceu și le-am zis lor, cine-i lăutar acum, mă? Și de fiecare dată când am avut probleme, că am rămas fără familie, că am rămas fără bani, că am rămas fără formație, că am rămas fără idei, niciodată n-am mai fost așa devastat și niciodată nu mi-am mai pus problema de a renunța complet la lucrul pe care îl iubesc. Pentru că, în definitiv, și la urma urmei, nu m-a dus capul să-mi revin din situația aia, ci pur și simplu m-a dus inima. N-am putut până la urmă să renunț la lucrul pe care îl iubesc atât de mult. Muzica, arta, camaraderia într-un band. Și chiar dacă după ani de zile sunt altul, chiar dacă lumea vine acum și sunt atâția și atâția oameni care plătesc bilet să ne vadă și să ne audă, pentru mine momentul ăla îmi pune în perspectivă tot. Și când mi se pare că sunt foarte șmecher, că am vândut sala Palatului sau că am cântat în Piața Constituției, îmi amintesc de când îmi luam pietre în freză și monede și mă strigau lăutare și râdeau de mine la școală. Și nu ca să le întorc, nu știu, insultele și nici ca să le demonstrez ceva, ci ca să-mi amintesc de unde am plecat și să nu devin vreodată un asshole, așa cum au fost ceilalți cu mine, cu un copil de 16 ani atunci. Asta este tot. Vă mulțumesc!